Imaginați-vă că sunteți pe o plajă, că sunt 30-32 de grade Celsius în aer și marea cântă. Apoi imaginați-vă că pe plajă fiind, purtați combinezon, mască, mănuși de cauciuc și vizieră și îmbrăcați așa, trebuie să puneți branule, să verificați perfuzii, să intubați și să ventilați pacienți, ore în șir. Dacă ați reușit să vedeți toate acestea cu ochii minții, atunci înțelegeți în ce condiții lucrează medicii și asistentele din România în spitalele în care aerul condiționat nu poate fi pornit și unde pacienții luptă cu SARS-CoV-2 și cu frica. E îngrozitor. 6 ore stați? Da, dai destul. Spitalul Municipal Dr. Alexandrescu Simionescu din Hunedoara a fost spitalul de bază al județului, mai ales după ce la începutul stării de urgență, Spitalul Județean din Deva a intrat în carantină. Echipele medicale din Hunedoara au preluat atât urgențele, cât și pacienții infectați cu noul coronavirus. Ne luptăm pe toate fronturile cu pacienți care sunt și COVID și suspecții care până la moment se vor pozitiva. Medicul anestezist Alexandru Duță lucrează în ATI de 7 ani, dar aceste luni de pandemie au fost și sunt cele mai grele din cariera lui. Pacientul odată ajuns în terapie intensivă, șansele de supraviețuire scad de pe o zi pe alta cu cât trece mai mult timp și în funcție de cât de grav afectează plămânii. Pacienții, o mare parte din ei care reușesc să scape cu bine în terapie intensivă, devin dependenți de oxigenoterapie mult, rămân cu un grad de insuficiență respiratorie cronică, dependenți de oxigen la domiciliu. Și sunt multe cazuri care pot să se termine prost. Secția ATI a Spitalului Municipal Hunedoara are 7 paturi alocate pacienților COVID. Din iunie, toate 7 sunt ocupate permanent. Cu combinezoane, cu protecții, cu măști, căldură mare. Manevrele fiind de precizie sunt mult îngreunate de ochelari care se aburesc, viziere, 2-3 perechi de mănuși de protecție, epuizare, supraîncălzire. Încercăm să facem față, este destul de greu. Contează foarte mult să înțeleagă și oamenii care nu cred în COVID sau care cred că acesta este doar un mit, cât este de important să se protejeze, să ne protejăm unii pe alții. Spitalul Municipal Hunedoara are 3 secții COVID, ATI, infecțioase și pneumologie. De la începutul pandemiei, în unitatea medicală au fost tratați peste 300 de pacienți infectați cu noul coronavirus. În încercarea de a salva cât mai mulți pacienți cu SARS-CoV-2, medicii și asistentele au nevoie de răbdare, pricepere, inspirație, dar și de cât mai mult suport. Mulțumesc Fundației Mereu Aproape, mulțumesc celor care au donat prin Fundația Mereu Aproape. Este cea mai importantă donație pe care Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu a primit-o vreodată. 4 ventilatoare pentru secția de terapie intensivă, ele erau oricum necesare și într-o perioadă normală, cu atât mai mult în pandemia prin care trecem cu toții. De la Teledonul Români Împreună de la finalul lui martie și până acum, Fundația Mereu Aproape a cumpărat 3 unități mobile de terapie intensivă cu monitoare de funcții vitale, injectomate și perfuzomate și a donat spitalelor din România măști, halate și combinezoane, 2 stații ATI complete, kituri de secvențiere COVID, aparatură de înaltă performanță pentru secții ATI, neonatologie și adulți. Pe lista beneficiarilor de ventilatoare invazive de înaltă performanță se mai află, de exemplu, unități medicale din București, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Arad, Mehedinți, iar donarea de ventilatoare continuă.